Premierul Marcel Ciolacu a aprobat astăzi la Timișoara deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei de stat în cea mai vestică localitate din România, Beba Veche, spre Ungaria. Alături de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu și primarul comunei Ioan Bohancanu, Marcel Ciolacu a dat proiectului undă verde. Nevoia unui nou punct de trecere a frontierei spre Ungaria a fost identificată în urma discuțiilor purtate de Sorin Grindeanu cu ministrul de externe al Ungariei. Azi dimineață, împreună cu domnul prim-ministru, sau mai devreme împreună cu domnul prim-ministru, ne-am întâlnit și cu primarii din zonă, în special cel vizat direct, primarul de Beba Veche, care e prezent în clădire, și anume punctul internațional de trecere a frontierei Beba Veche, Kubekhaza, Ungaria. Pentru înființarea acestuia vom aproba în ședința de azi hotărârea de guvern necesară. Grindeanu a vorbit și despre proiectele majore de infrastructură din județul Timiș. Sigur că încep cu centura Timișoarei, merge într-un ritm foarte bun. Undeva în iulie anul acesta va fi inaugurată, va fi dată în trafic. Astăzi când vorbim, suntem undeva la 80% din valoarea respectivă sau din implementarea proiectului. Un alt proiect amintit a fost autostrada care va face legătura între Timiș și Hunedoara, mai exact coborârea de la Margina spre Holdea, proiect care intră în execuție.